Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi mai băgăm o reacție la un diss track pentru că canalul ăsta devine canal de muzică. Eu când la chitară primez diss track-uri pe care le promovez. Hai să vedem ce diss track am mai primit aici de la un alt subscriber. Am uitat cum îl cheamă pe Discord, oricum. Așa, Răzvan Tu Hardcore îl cheamă, bine că are numele pe canal, ia să vedem. Disclaimer, pamflet, XD, nu dați cu hate X, așa, bun. Ovidia o suce, asta da nume. Hai să dăm play. It's treason, then. Salut, Ovidiu, hai de capul meu. Ok, dați-vă căștile mai încet că probabil iarăși o să urlu de râs. Crezut ca scapi de mine, mi-ai ignorat, ca ție ți-a fost frică. Mă lindic, haide mâncă-ți din buric, mă tate a născut ca era coadă la țigări. Coadă la țigări. Coadă la țigări, asta e bună. Povestea lui Ovidiu. Ovidiu era de mic un lobar chiar nesimțit. Și acum sunt mai mare. E bun. A pulat un buric și mânca căcat. Ce-i de buric ăsta? Hai bă. Dar chiar nesimțit. Avea pulat un buric. Pulat un buric. Adică pe minus. Nu, mai sunt oameni care le târnă buricul de astea altă parte. Și mânca căcat până murea. Mă lindic, hai de mâncă-ți din buric. Mă tate a născut ca era coadă la țigări. Mafiș pe mată ce o inventat holera. Monela și doamna salmonela cu Ovidia. Pizdănela, du-te dracu în puliriu, auriu, murieriu. Bă, dar de la mine se încarcă ăsta și greu sau de la video-i saranda prost? Ia pizdănela, du-te dracu în puliriu, auriu, muieriu, sugeriu-n măta. Sunt un mecanic super automat, făcut pe măta cu propria ta tactică. Ce? Făcut pe măta în propria tactică? Asta e bună. Papa pizda mătii. Ok. De ce ai pus în titlu mi? Cum asta trebuia să mor, dar nu trec. Mă rog, am râs, deci câteva. Ce-a fost asta? Bă, formă de 2 minute jumate, 3 minute, că m-am râs aici de m-am spart. Hai, mai faceți-mi diss track-uri, că vă fac după eu mare diss după la chitară. Nu prea să înțeles toate versurile, că na, calitate audio. Îmi place că ai fost mai agresiv, nu m-am supărat, stai liniștit. Înțeleg ideea de pamflet și ăsta-i diss track cu ăia rapperii când se înjurau. Chiar și diss-urile de prin 2000 cu mafia și la familie erau faine. Mă rog, erau mult mai agresive față de ce ferdonează Pradii pe YouTube în ziua de azi. Mă rog, așa zis artiști influenceri. Dar mă rog. Ce să zic, nu-i dați băiatului cu hate. A fost o porție bună de râs. Și mai faceți că îmi plac. Mai râs și eu cu ocazia asta. Funny moments-uri de-astea, edituri tâmpite. Ce vreți voi, mie chiar îmi plac. Îmi place că a pus omul nostru aceeași scenă. Aceeași scenă din Star Wars cu ăștia care se taie. M-am uitat la Star Wars când era mic. Știți de ce mi-a amintit chestia asta? Nu știu dacă mai găsesc. Dacă știți pe ăsta. Dar nu varianta asta. Nu găsesc. Deci gen... cum e asta? Mă rog, e altă varianta melodiei ăstea de la Olga Sion. Cine nu știe să-l caute. Și tot așa erau dăștia din Naruto care se băteau și zicea acolo: îți iau curul la futu, se băteau ăia. E, ceva de genul mi s-a părut că a fost și distrecul ăsta. Dar mă rog, e bun. Sunteți foarte abuzați, vă faceți să râd. Asta e ideea, să ne râdem, că da. Dacă nu ne râdem, ne ducem dracu. Bun. Hai mă, ies 5 minute de video, că după aia fac un video de 30 secunde, nici nu se pune vizionarea.
Ok, hai că sunt 5 minute. Cam atât. Mai aștept disuri. Mi le dați pe Instagram sau pe Discord. Aveți link-uri în descriere. Ne auzim. Până data viitoare. Ne auzim data viitoare. Ce deștept sunt. Hai. Ciao, les.